Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! După cum știți, avem acest mochi pe care vi-am mai prezentat. Sunt aceia din Butaș, de diferite soiuri, luați de prin Grecia. Și am decis că trebuie spuși ca până în toamnă să facă un pic de tulpină. Și vom încerca o abordare nouă. Am făcut deja gropile și voi încerca să-i pun sub formă de cordon. Am văzut undeva în Japonia că se lasă tulpina cam la 10-15 cm și se conduce de o parte și de alta. Se face un cordon și acela va fi mai ușor de protejat iarna. Iar deasupra trunchiului care trece, crengilor, o să lăsăm lăstarii anual pentru a produce smochinele. Smochinul produce doar pe lăstar de anul 1, așa că fără nicio problemă vom încerca această metodă. Sunt foarte curios să văd ce rădăcini a dezvoltat. Deci e plin plin de rădăcini, s-a dezvoltat destul de bine. Nu vine să cred că... Desfacem un pic rădăcinile. Acest alb este perlit și cu argilă. Foarte bine arată. Bineînțeles, vom pune și mulci. Și vom continua. Ia să vedem asta ce rădăcină are. Deci, cred că într-o lună jumătate a făcut atâta mai rădăcină. Foarte mulțumit sunt de cum s-a dezvoltat. S-a înrădăcinat extraordinar de bine. Ținând cont că testul mai rădăcină. Că au fost din Butaș. Sunt extraordinar de bine rădăcinați. Și al treilea, uite ce rădăcină a făcut.
Am terminat de plantat prieten. Acum vom pune mulci și așteptăm să crească. O să avem încă 5 smochini. Și vom vedea la momentul respectiv, când au creșteri noi, cum îi vom conduce. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine!